Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În mai 2023, avansarea și progresul cu intenție pot înceti puțin. Dar nu-ți face griji, ultima lună de primăvară ți este oferită pentru a te întări și pentru a te pregăti bine pentru o nouă descoperire. Energiile care emană de la Jupiter în berbec se epuizează treptat, iar pe 16 mai influența lor va înceta. Deja pe 17 mai reîncepi viața cu piciorul drept înainte, datorită undelor pozitive de energie ale lui Jupiter în zodia Taur. Un aspect pozitiv și constructiv, pe de o parte legată de Saturn în Pești și, pe de altă parte, de Marte în Rac, prezice o îmbunătățire semnificativă a bunăstării tale. Sentimentul că soarta te lovește din motive neclare dispare și este înlocuită de sentimentul că o stea norocoasă strălucește deasupra capului tău. În această atmosferă de înțelegere, voie bună și noroc, viața te ia o nouă direcție. Îți deschide mintea către noi perspective care îți vor permite să-ți folosești talentele, abilitățile și experiența. Dragoste, te-ai împăcat deja cu starea de fapt, dar cu toate acestea situația se corectează treptat. Din 8 mai, tranzitul lui Venus în Rac îți promite îmbunătățiri. La rândul său, trecerea lui Jupiter în zodia Taur dă naștere la o schimbare pozitivă. Acest climat de încredere și înțelegere îți va permite să ieși în sfârșit din ascunzătoarea ta. Sfat: te dezvolți într-o lume care ți se potrivește și este destul de confortabilă pentru tine. Nu te grăbi, folosește oportunitățile care ți se prezintă. Se vor dovedi a fi mult mai profitabile decât ți-ai putea imagina. Totuși, biopotențialul tău este neobișnuit de mare, la fel ca și sistemul imunitar. În același timp, migrenele, salturile de tensiune arterială nu sunt excluse, mai ales dacă ești nervoasă din cauza fleacurilor. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!